ce da, știu că în partea a doua a declarației domnului Lazia, n-ați dat-o dumneavoastră, dar sigur s-a vorbit mult. A vorbit despre o apocalipsă bugetară, lipsește da, din sincronul ăsta. Exact, și spunea că a cerut explicit o prorogare a legii pensiilor. Și astăzi guvernatorul a subliniat acest lucru, magazinurile n-are niciun drept, nicio cădere, nicio legitimitate să ceară prorogarea vreunei legi din țara asta. Deci, din acest punct de vedere, este o delimitare netă a conducerii băncii de orice discuție legată de vreo prorogare de legea pensiilor. Că nu e legea ca să înțeleg, ca să înțeleg clar, lege. Domnule Suciu, deci, domnul Lazea, declarația cu privire la cererea expresă de prorogare a legii și afirmația că ar fi o apocalipsă bugetară îi aparțin doar domniei sale, BNR-ul nu crede nimic din ce spune domnia sa? Legea, declarația legată de prorogare, evident, se delimitează explicit toată conducerea băncilor de această declarație. Sigur, în privința legii pensiilor, sunt o serie întreagă de discuții, e un efort financiar, nimeni nu-l neagă și nimeni nu neagă semnele de întrebare sau problemele care pot apărea în urma legii, dar evident nu este treaba băncii naționale, n-are niciun drept Banca Națională să ceară vreo prorogare de lege. Domnule Suciu, vreau și eu să intervin. Gina Vacariu, sunt senior editor secția economic, ne cunoaștem. Dumneavoastră ne spuneți acum, iertați-mă, că cei doi specialiști din Banca Națională, economistul șef Valentin Lazea, dar și domnul Vasilescu, au ieșit cu aceste opinii fără ca Banca Națională să știe despre ele? Domnul Vasilescu nu a spus mai lucru din această privință. A spus că dacă s-ar amâna, nu că a cerut dânsul o amânare de lege. Domnul Lazea a cerut și, într-adevăr, poziția. Deci vă deziceți de ceea ce a zis domnul Lazea că ar trebui amânată creșterea pensiilor? Ne dezicem de următorul fapt. Banca Națională nu are niciun drept să solicite prorogare de lege. Poate atrage atenția asupra eventuale probleme care legea le poate induce. Semne de întrebare ridicăm de fiecare dată. Am intrat în foarte multe discuții legate de semne de, legate de problemele pe care pot rezulta sau chiar pericolele pe care le poate produce, dar o prorogare de lege nu este dreptul Băncii Naționale. Nu, noi nu avem inițiativă legislativă, în consecință nu avem dreptul să cerem vreo prorogare de lege. Dacă guvernul, parlamentul sau guvernul sau ambele instituții consideră că legea aceea a aplicat. Eu am simțit că am văzut toată acea conferință, vă rog să mă ascultați, am văzut toată acea conferință și să știți că domnul Lazea chiar i-a spus premierului Orban, l-a cam urechit așa, dacă îmi permiteți termenul, a zis premierul ar fi bine să mă asculte. A fost o discuție la un seminar, era oficial acea discuție, adică nu a venit domnul Lazea cu niște opinii ale Băncii Naționale sau a venit în nume propriu acolo, pe persoană fizică, fără să reprezinte Banca Națională? Nu știu, eu vă spun punctul de vedere oficial al băncii. Cred că e mult mai important decât ce calitate a venit sau a plecat domnul Lazea dintr-un seminar. Da, semnalul a fost extrem de important, mai ales că vine de la un oficial al Băncii Naționale. De acord cu dumneavoastră, de aia suntem nevoiți. Și astăzi guvernatorul este nevoia să intervine și să spune explicit că nu cere Banca Națională prorogarea legii. Deci, dincolo de oportunitatea intervenției, de argumentația pe care a susținut-o dânsul și așa mai departe, sigur, se poate discuta. Dar nu cred că a zis de capul lui. Adică nu cred că a zis de capul lui aceste lucruri. Pentru că e foarte grav. Cred că a vorbit înainte cu guvernatorul, s-au consultat pe cifre, nu? Bun, nici de capul guvernatorului sau al Consiliului de Administrație. Asta a fost pe dânsul legat de anumit o argumentare. Rolul meu este să vă spun ferm că banca nu are niciun drept să ceară prorogări de legi, deci nu cer prorogări de legi. Dincolo, sigur, discuția pe legea pensiilor, pe efortul financiar, dar, sigur. Sigur, doar o secundă. Domnul Suciu, sunteți într-o zonă în care telefonul dumneavoastră nu are semnal foarte bun. Eu totuși vreau să insist, eu apreciez foarte mult că ați sunat în această seară și că vreți să clarificați lucrurile. Însă, domnul Lazea nu este oricine la Banca Națională, este economistul șef al băncii, corect? Evident, evident. Bun. Economistul șef al Băncii Centrale vine și face aceste declarații și acum întrebarea mea este totuși următoarea. Dumneavoastră spuneți în seara asta, ne dezicem, nu este punctul de vedere, de fapt spuneți, nu este rolul băncii
din punct de vedere legal pentru a spune ce lege se aplică și ce lege trebuie prorogată. Acum întrebarea este, pe fond însă, cu privire la lucrurile pe care domnul economist șef Lazea le spune, cu aceste lucruri pe fond, guvernatorul și, eu știu, Consiliul de Administrație sunt de acord? Pe fond, ce spune domnul Lazea, a făcut niște calcule și arată un impact financiar și un impact bugetar pe care legea, până la urmă, îl susține. E o simplă aritmetică acolo. Cu acele calcule, evident că suntem. Dar este, pe de altă parte, treaba guvernului să găsească resursele financiare, să-și facă optimizările financiare, să-și facă prioritățile, să construiască bugetul în așa fel încât să armonizeze acele calcule sau acele efort financiar pe care îl presupune legea pensiilor. Sigur că suntem de acord cu calculul aritmetic care rezultă din acel proiect și suntem conștienți că există un efort financiar major acolo. Dar aici, a susține că trebuie ceva prorogat, oprit, eliminat sau așa mai departe, e un pas pe care nu-l facem și n-avem dreptul să-l facem. Vorbiți despre un impact major. Știți cât este diferența între cât se plătește anul acesta și cât se va plăti anul viitor în plus la pensii, ca să se poată crește cu 40% punctul de pensie? Cifrele sunt făcute ca aceste calcule. Sunt 16 miliarde, vă spun eu că poate nu aveți datele respective. Știți cât era deficitul, deci banii pe care îi punea statul în 2016 pentru pensii? Aveți idee? 16 miliarde. Eu n-am intrat acum ca vă spun eu, sunt tot 16 miliarde. Păi dacă statul român își permitea în 2016 la un PIB mult mai mic ca să pună 16 miliarde, de ce nu și-ar permite statul român ca în anul 2020 la un PIB mult mai mare să pună tot 16 miliarde? Întreb și eu, nu dau cu parul, că tot văd Consiliul Fiscal, Banca Națională, toată lumea își dă cu presupusul, nimeni nu se uită pe cifre până la urmă să vadă dacă este sustenabil sau nu. Vine acum scrisoare de la Uniunea Europeană și ni se spune că nu este sustenabilă legea pensiilor. Păi și eu de câte ori vreau să modific o lege, trebuia de fiecare dată să merg acolo și să dau explicații și să le spun care este situația. La ora actuală, media în Uniunea Europeană din PIB pentru pensii este de 13%. Știți cât este în România anul acesta? Vă spun eu, 7%. Știți cât va fi anul viitor? 8%. Știți cât va fi pe finalul legii pensiilor în 2022? 11,7%. Deci tot vom fi sub media Uniunii Europene. Și atunci cum poate cineva să ne spună nouă că nu este sustenabil în România să crești pensiile în condițiile în care în Uniunea Europeană se suportă din PIB un procent mult mai mare pentru pensii? Haideți să terminăm odată cu toate discuțiile astea din spațiu public, să nu mai speriem oameni. Transmiteți-le colegilor noastre de la Banca Națională să pună mâna pe legea pensiilor, să vadă care sunt cifrele acolo și să se uite și în istorie cât plătea statul înainte și o să-și dea seama că nu e nicio problemă cu legea pensiilor. Hai să terminăm odată cu discuțiile astea din spațiu public. Domnule Suciu, dacă aveți un răspuns. Nu, eu nu am vrut să intru într-o polemică legată de conținutul legii. Am vrut doar să transmit acest mesaj care, până la urmă, e, cred că, destul de clar din punctul nostru de vedere. Aș vrea să mai intervin cu ceva. Domnule Suciu, da, înțelegem de la dumneavoastră că vă deziceți oarecum de ceea ce a spus domnul Lazea, că nu ar fi trebuit să dea această directivă, cum ar veni guvernului, să amâne creșterea pensiilor. Vreau să vă întreb dacă vă deziceți și de domnul Vasilescu, care a spus, practic în completare, în aceeași zi, că de fapt ar fi o variantă și înghețarea legii pensiilor și înghețarea legii salarizării, salariilor bugetarilor, pentru a ține deficitul în frâu. Asta a spus, că ar fi o variantă pe termen scurt. Discuția a fost prea teoretică în cazul domnului Vasilescu, ca să aibă sens să intru într-o discuție și de aici, să mă refer la declarația dânsului. Teoretic se poate face orice să ții deficitul, nu despre asta e vorba. E vorba despre capacitatea băncii, dreptul băncii și rolul băncii de a interveni într-o asemenea discuție și modul cum intervine în acest. Asta vă zic. Că... În rest, teoretic, se poate discuta orice. Dar totuși, ce măsuri luați pentru că discutăm de BNR? Ce măsuri luați pentru acești doi angajați ai BNR? Totuși, au fost declarații puternice, le negați acum, dar măsurile care sunt?
o să avem grijă să fim mai V-ați gândit să-i trimiteți acasă pe cetățenii ăștia care se joacă cu nervii, a milioane de oameni, care pensionari fără griji fiind, au stenturi, au AVC-uri, au probleme amărâții de ei. Pe ăștia îi trimiteți acasă, așa cum ar trebui trimis acasă și domnul Câțu, care a făcut ce a făcut și a pus o presiune pe cursul valutar. Am dreptul ca jurnalist să mă gândesc că oamenii ăștia au niște interese, că poate aparțin unui grup de interese care joacă pe monedă și joacă pe nervii românilor și fac averi în timpul ăsta? Nu știu dacă așa e, dar am dreptul să mă gândesc și la așa ceva? Aveți dreptul, sigur că să vă gândiți la orice, dar nu-mi cereți mie acum să intervin, asta încerc, să mă delimitez de a interveni în rolul guvernului. Să mă, acum să mă intervin în... Nu vă ceartă nimeni, eu înțeleg că aveți o postură foarte ingrată.